ziua și bine ați venit alături de mine în bucătărie. Astăzi voi pregăti Raffaello vegan. Trebuie să trecem foarte repede la treabă până nu se trezește Raul să vină să mă ajute în stilul lui propriu și caracteristic. Folosesc pentru Raffaello două căni, aici am două căni de fulgi de cocos, chipsuri, cum le spun eu, am și lăsat aici ca să vă arăt. Deci această variantă de fulgi pe care i-am râșnit în casă. Prefer să folosesc această variantă deoarece în urma râșnirii sunt ușor apoși, dar nu apoși, că e mult zis apoși, dar cum iese uleiul din ei, ne dă așa o textură mai umedă. Deci două căni de fulgi de cocos râșniți, aici am 10 linguri de ulei de cocos extra virgin presat la rece topit. Și aici am 10 linguri de fulgi de cocos, ăștia sunt fulgi luați din magazin așa cum sunt ei, deoarece am nevoie și de varianta asta uscată. Pentru umplut voi umple cu fulgi de migdale, deoarece îi fac pentru Raul în mod special și să nu pun migdala întreagă. Iar pentru îndulcit voi folosi 2 lingurițe de miere de albine. Ce am să fac acum? Voi pune fulgii râșniți în acest bol. Mierea. Se poate folosi orice îndulcit, orice obișnuit să folosiți. Așa. Și acum voi adăuga uleiul, nu am să-l pun tot, să văd deocamdată cât e nevoie. Am să amestec. Dacă veți folosi fulgi din gata râșniți din comerț, atunci sigur aveți nevoie de 10 linguri de ulei de cocos, pentru că aceia sunt mai uscați, dar v-am zis, ăștia mei sunt chipsuri și în urma râșnirilor ei au devenit mai umezi, așa că nu este sigur că voi folosi. Da, așa e, deci nu am să mai pun ulei. Nu știu, vreo 2 linguri cred că mi-au mai rămas de ulei pe care nu îl folosesc. Acum am să pun această compoziție la frigider pentru 40-50 de minute. După care revin să vă arăt cum pregătesc mingiuțele de Raffaello. Imediat o să iau asta, o iau. Am scos compoziția de la frigider după 30 de minute. Acum depinde pe cât aveți setată temperatura în frigider. Ideea e că trebuie verificat să nu ajungă uleiul de cocos să se întărească foarte, foarte tare. Deci eu după 30 de minute am scos compoziția și deja era oricum întărit. Dar frigiderul meu e setat pe 4 grade. Acum depinde. Mai verificați. Bun, deci am amestecat aici un pic compoziția ca să mi se mai desprindă, pentru că s-a întărit foarte tare. Și acum voi forma biluțe în interiorul cărora am să pun fulgii de migdale. Câțiva fulgi, nu foarte mulți. Și am să strâng așa în pumn biluța. Mama, nu mai băga și tu mâna, te rog. Nu, fac să fac biluțe. Uite, face mama și acum am să tăvălesc biluțele prin fulgii de cocos. Aceștia, repet, sunt așa cumpărați, da? Deci nu sunt cei râșniți de către mine. Așa arată Raffaello meu. Îl las în pace, da, mami, te rog. Îl iubesc numai cu asta. Dar nu-l iubești, îți place de el. Îl iubesc. Așa vă mai arăt încă una acum. Cum o pregătesc, da? Câțiva fulgi. Dacă aveți copii mai mari, puteți să puneți migdale, dar atenție mare să hidratați migdalele înainte. Așa, strâng biluța între degete, în pumn.
mami? Pe toată lumea. Așa, și acum o tăvălesc în acești fulgi ca să se prindă. Și pe asta. Vă recomand cu drag să folosiți chipsurile și să le hrâșniți. Vă ajută mult mai mult la obținerea compoziției. Un pic mulțumesc. Te că-ți mai dau. Poftim, te rog frumos să o acoperi și pe aia cu fulgi. Să o acoperi bine, peste tot. Te rog. Da? De cum acoperi cu fulgi? Super, acum alta. Mulțumesc. Așa gust. Mama, trebuie să le mai punem un pic la frigider și după aceea le gustăm, da? Apropo, după ce sunt gata biluțele, dar aveam oricum de gând să vă spun, trebuie să iarăși date la frigider. Se pot consuma și așa, nu e vorba că nu se pot, dar dacă se mai îndoresc puțin, având în vedere că le-am tot strâns în mână și le-am încălzit, dacă se mai îndoresc puțin, e mult mai în regulă. Poftim, mai acoperă și alea. Da, frumos, frumos. Salut. Așa arată Raffaello al nostru. Dacă vă place ideea mea de rețetă rapidă de Raffaello, vă rog frumos să-mi dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Să avem copilași sănătoși și mâncăcioși. Până data viitoare, la revedere, o zi bună! Deschid, mami, acolo. Snow, mami!